Iubiți frați și surori, doresc să binecuvintez numele Domnului împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta și să-mi exprim bucuria de a fi în casa Domnului la închinare în această dimineață. Trăiesc niște emoții, mă găsesc în biserica din Bujac și îmi aduc aminte că au fost câțiva oameni care și-au lăsat amprenta pe viața mea de aici din Bujac. Câteva prietenii care s-au făcut în tinerețe și se păstrează și astăzi și parcă trăiesc așa un sentiment plăcut. Poate că veți vedea un predicator mai puțin obișnuit, pentru că în ultimii 7 ani am avut niște probleme destul de mari de sănătate și în perioada 2011-2012 am avut mai multe operații succesive în decurs de 2 ani datorită unui diabet foarte galopant. Așa, după cum observați, ochiul stâng l-am pierdut. Cu cel drept văd destul de puțin, dar mulțumesc Domnului că soția mea conduce mașina. Mi-este foarte greu să citesc în Biblie, aș putea să spun că de 7 ani încoace nu citesc, ci doar ascult. Mă mai întreabă unii frați, cum te descurci, frate George, că este nevoie? Și eu le mai spun, credința, am citit că vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Și eu n-am probleme cu urechile, eu am probleme cu ochii. Așa că pot să și aud și prin ajutorul Domnului pot să redau ceea ce Dumnezeu îmi ajută să pot să redau. O scurtă mărturisire, pentru că a trecut tăvălugul acesta al necazului peste viața mea și când eram în spitalul din Cluj, la a 11-a operație, mi-am pus problema și m-am întrebat ce se întâmplă cu viața mea. Eram pe punctul de a abandona și slujirea, chit că era foarte nevoie în zona acolo unde sunt. Și stând în spital am primit un răspuns de la Domnul. Mi-a venit în minte un cuvânt al Domnului atunci când Ioan Botezătorul era în temniță și a trimis unul din ucenicii lui la Domnul Iisus să-l întrebe: tu ești acela sau trebuie să așteptăm pe vreun altul? Și Domnul îi spune acestui ucenic: duceți-vă și spuneți-i lui Ioan câteva lucruri, orbi văd, șchiopii umblă și așa mai departe, dar mai specificați un lucru lui Ioan. Spuneți-i așa: ferice de acela care nu găsește pricină de potignire în mine. Și am zis: Doamne, dacă pot să nu găsesc pricină de potignire în tine, cred că sunt cel mai fericit om. Și am înțeles și din clipa aceea toate lucrurile mi s-au liniștit și sufletul mi s-a liniștit. Și Dumnezeu mi-a dat putere ca în ultimii ani, chiar în situația în care sunt, să slujesc în măsura posibilităților mele. Pentru că iarna, de obicei, când vine vorba despre mormântări, acolo este punctul cel mai sensibil la mine, având în vedere că am câteva operații și la picior. Însă, până aici, Dumnezeu mi-a ajutat. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă sunt în dimineața aceasta, sunt pentru că Dumnezeu trăiește și El este viu, lăudat să fie numele Lui. Dar aș vrea să mă limitez la această mărturisire scurtă, pentru că vreau să cânt o cântare și în cântarea aceasta se cuprinde mărturisirea, se cuprinde viața mea și sunt sigur că în dimineața aceasta se cuprinde și viața multora dintre dumneavoastră. Când am fost pus la încercare, când am fost în mari nevoi, Doamne, Tu ai fost cu mine, n-am fost singur, am fost doi. Doamne, Tu ai fost cu mine, n-am fost singur, am fost doi. Nu m-ai părăsit, nu m-ai părăsit, când te-am supărat, când te-am întristat, Tu nu m-ai părăsit.
când cei răi au dat în mine cu ocară și noroi. Doamne, Tu mi-ai dat răbdare, n-am fost singur, am fost doi. Doamne, Tu mi-ai dat răbdare, n-am fost singur, am fost doi. Nu m-ai părăsit, nu m-ai părăsit, când Te-am supărat, când Te-am întristat, Tu nu m-ai părăsit. Când am fost pus față în față cu Satana în război, Doamne, Tu mi-ai dat izbândă, n-am fost singur, am fost doi. Doamne, Tu ne-ai dat izbândă, n-am fost singur, am fost doi. Nu ne-ai părăsit, nu ne-ai părăsit, când Te-am supărat, când Te-am întristat, Tu nu ne-ai părăsit. Când a spus odată Domnul, iată eu voi fi cu voi, am știut că nu sunt singur, ci în toate am fost doi. Am știut că nu sunt singur, ci în toate am fost doi. Nu m-ai părăsit, nu m-ai părăsit, când Te-am supărat, când Te-am întristat, Tu nu m-ai părăsit. Când am fost în suferință, când eram în stare grea, Tu, Iisus, mi-ai întins mâna și mi-ai luat durerea grea. Tu, Iisus, ne-ai întins mâna și ne-ai luat durerea grea. Nu ne-ai părăsit, nu ne-ai părăsit, când Te-am supărat, când Te-am întristat, Tu nu ne-ai părăsit. Când am fost în disperare, când era gata să cad, Tu, Iisus, m-ai luat de mână și am rămas și azi în har. Tu, Iisus, ne-ai luat de mână și am rămas și azi în har. Nu ne-ai părăsit, nu ne-ai părăsit, când Te-am supărat, când Te-am întristat, Tu nu ne-ai părăsit. Când a spus odată Domnul, eu vă pregătesc un loc, știu de atunci că nu aici, ci în cer este al meu loc. Știu de atunci că nu aici, ci în cer este al nostru loc. Nu ne-ai părăsit, nu ne-ai părăsit, când Te-am supărat, când Te-am întristat, Tu nu ne-ai părăsit. Amin. Soția mea a avut în vedere să-mi scrie câteva cântări cu o carioca mai mare pe un caiet și aș putea folosi cuvintele apostolului Pavel: uitați-vă cu ce slove mari v-am scris. Cuvântul Domnului în Psalmul 133 cu versetul 1 spune așa: iată ce plăcut, iată ce frumos și ce plăcut
este să locuiască frați împreună. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Suntem în dimineața aceasta aici și m-am uitat așa de dimineață, o atmosferă frumoasă, o atmosferă cerească. Cel puțin când aud fanfara, am sentimentul că e ziua răpirii. Am sentimentul că sună trâmbița. Așa, vă spun la modul cel mai sincer, așa o plăcere îmi creează această trâmbiță. Și în dimineața aceasta m-am uitat așa și mi-am adus aminte de cuvântul acesta. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Vin oameni din lume, fie la o evangelizare, fie cu un eveniment, cu o ocazie, și îi întreb, ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut, să știi că mi-a plăcut, uite, mi-a plăcut cum vă rugați, mi-a plăcut cântările, mi-a plăcut. Dar ce-i foarte interesant aici spune, iată ce plăcut și dulce îi să locuiască frații împreună. Oamenii care vin și pleacă nu mai pot spune că e dulce. Știți cine spune că e dulce? Frații, numai ei pot spune că e dulce, pentru că dulceața aceasta nu se gustă oricum. Această dulceață vine doar în urma faptului că Dumnezeu ne-a schimbat prin nașterea din nou și ne-a dat și alte gusturi. Nu mai avem gust pentru păcat? Nu mai avem gust pentru diferite lucruri rele și păcătoase, ci Dumnezeu ne-a schimbat gusturile. Și de aceea, când venim și suntem în părtășie cu frații, îi și plăcut, dar mai ales îi dulce să locuiască frații împreună. E dulce. Să știți că pentru o gospodină, cea mai mare tragedie e nu să-și piardă un deget sau știu eu altceva, ci cea mai mare tragedie ar fi pentru o gospodină să-și piardă gustul. Cum ar fi să toace tot ce trebuie pentru bucătărie și la un moment dat să trebuiască să cheme pe soț, să trebuiască să cheme un copil, să trebuiască să cheme pe cineva și să spună, hai gustă, că eu n-am niciun gust. Ce ziceți? Acest gust spiritual se poate pierde ca să nu mai guști dulceața cu frații? Să știți că se poate. Există riscul acesta ca să se piardă acest gust spiritual de a nu mai simți dulceața împreună cu frații. Frați și surori, un astfel de dulce puteți să mâncați și cei care aveți diabet. Cât de mult! Că nu vă crește glicemia, să știți, dimpotrivă, vă scade. Venind la casa Domnului, venind la adunare, îmi aduc aminte, chiar acum mi-am adus aminte de un moment extraordinar, când am venit de la o stăruință, de la Bujac, și am plecat noaptea la 12 de aici. Și stăteam aproape de sere în grădiște. Mi s-a părut că am făcut 5 minute cât până la Fortuna, pe jos. Nu mai circulau tramvaiele, nu mai nimic. Dar știți de unde am plecat? De la dulceață. Și dulcele ăla, atât mi-o ținut, mai eram cu un băiat, încât am crezut că am ajuns în grădiște în 5 minute. Aducă Domnul acele vremuri peste noi. Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. Cine dă dulceața aceasta? Ascultați, Filipeni 4:6, și pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Iată cine dă dulceața. Duhul Sfânt, care vine între noi, El dă dulceața. Slăvit să fie numele Domnului Iisus. Pentru că toți sunt în zonă, mi-a mai venit încă un exemplu în minte. Cred că sunt 23-24 de ani de atunci. Călătoream de la Arad la Timișoara cu trenul. Și pe vremea aceea se călătorea cu trenul, nu ca acum. Era un compartiment plin. 4 oameni pe o parte și 4 pe cealaltă. Și înainte de a pleca trenul din gară, un om dintre cei 8 care eram toți în compartiment, tixit compartimentul plin,
un om a început să vorbească din Scriptură. Vorbea cu o putere deosebită, pentru că ceilalți, nimeni nu i-a putut să stea împotrivă, să spună, mai sunt oameni obraznici care spune, taci, domnule, vezi-ți de treabă, lasă-ne, nu vrem să te ascultăm. Dar omul acesta vorbea cu o putere deosebită, toți erau cu capetele plecate și într-un moment de respiro a lui, după ce a plecat trenul și ne duceam încolo, eu am intervenit așa, dar foarte scurt, și am zis, da, domnule, așa e, omul ăsta are dreptate. Să-l întăresc oarecumva. Ascultați, s-a întors spre mine și a zis așa, ai pecetea? Și am zis, da, slavă Domnului. N-a mai zis nimica până la Timișoara, nu m-a opredicat în continuu, el a simțit în mine un aliat. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său. Asta a fost parola, asta, el nu m-a întrebat altceva. Ești pocăit, ești pentecostal, o să ai pecetea. Și nu a mai zis nimic, nici în Timișoara nu m-a mai întrebat nimic. Dar până în Timișoara vreau să vă spun că nu s-a oprit să vorbească din cuvântul Domnului și nimeni nu l-a putut opri. Iată cât este de plăcut și de dulce să locuiască frații împreună. Cuvântul lui Dumnezeu e acela care dă dulceață întâlnirilor noastre. Binecuvântată să fie dimineața aceasta de Domnul. Amin. Aș vrea să mai cânt o cântare și vreau să închei în dimineața aceasta. Dumnezeu mi-a dat dorința aceasta de a cânta și vreau să mai cânt o cântare dacă se poate. Nu ești învins cât timp credința nu ți-ai uitat și nu ți-ai stins. Credința iarăși te întărește, poți fi căzut, dar nu învins. Nu ești înfrânt cât ai nădejdea și țelul ei îți este sfânt. Nădejdea iarăși te întărește, poți fi trântit, dar nu înfrânt. Nu rătăcești cât timp ți-e gândul și inima la ce-ai primit. Când inima ți-e în altă parte, chiar stând cu ai tăi, ești rătăcit. Nu mori când inima încetează, ci când de cer ai ochii rupți, când nu mai arzi și nu mai suferi, când nu mai plângi și nu mai lupți. Biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintit duc legământul până la jertfă și lupta până la sfârșit. Duc legământul până la jertfă și lupta până la sfârșit. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.